În această dimineață, inamicul a atacat platformele de foraj ale Cernomorneftegaz. Sunt în contact cu colegii Ministerului Apărării și FSB. Lucrăm la protecția oamenilor. 5 persoane au fost salvate, dintre care 3 au fost răniți. Cercetări fără odihnă continuă, a scris Achionov pe canalul său de Telegram în luni. Potrivit acestuia, Ministerul Apărării din Rusia se ocupă de operațiunea de salvare, cu participarea navelor de patrulare și aviației. Într-un mesaj video, el a spus că lovitura de rachetă a fost dată în jurul orei ora 8, timpul Moscovei. 12 persoane au lucrat pe platformă. Compania unitară a statului, Cernomorneftegaz, exploatează depozitele de hidrocarburi în Marea Neagră și în apele Mării Azov, precum și pe partea de teren a peninsulei Crimeea. Este angajată în explorare și dezvoltarea depozitelor de petrol și gaze și asigură producția, transportul și depozitarea gazelor naturale și depozitării. Produse petroliere. Partea ucraineană nu a comentat încă declarația privind atacul pe platformele de mare Marin Negru. Urmează live text Freedom cu cele mai recente informații despre războiul ucrainean. GSP RO ce salariu lunar primește David Popovici? La fel de mult cât CS Dinamo plătește, pe bani publici, pe noul fenomen în sportul român. Plaite RO șoc total. Putin a fost demascat. Anunțul de ultimă oră în Germania este mintea, plină de minte. Observator Ors, o companie prosperă cu care a lovit un român. A investit 40.000 de euro, iar acum are un profit uriaș. Horoscop la 21 iunie 2022. Raceni sunt destul de stresați și fără multitudinea de gânduri și îndoieli pe care le acumulează astăzi. News Pro TV, RO fotografii rare cu designerul Calvin Klein alături de tânărul său iubit cu 45 de fotografii în galerie. Orange Sport, RO șocant accident. Un șurub de 2 milioane de euro a intrat în peretele unei case. Cui aparține mașina și ceea ce spun martorii? Povești de publicitate care se vindecă. Laurențiu a avut 8 operații pe coloană, până când a întâlnit neurochirurgul Tiberiu Maior. Apoi lucrurile.